Bine v-am regăsit astăzi la Zoom pe literatura română, emisiunea Casei de Pariuri Literare. Este alături de noi Ioana Miron. Ioana Miron a debutat în 2016 cu volumul de poezii Picaj, publicat la Casa de Pariuri Literare. Și aici. Îți mulțumim, Ioana, pentru receptivitate. Mersi și eu pentru invitație și pentru răbdare, pentru programarea întâlnirii. Noi mulțumim. Pentru că interesul nostru în cadrul acestor întâlniri pe Zoom este să arătăm cu degetul către specificitatea momentului prin care trăim, cum reacționează un scriitor în clipele de față. Aș vrea să începem prin a te întreba cum ar fi trebuit să arate 2020 pentru tine și cum s-a dovedit a fi. 2020 cumva l-am așteptat ca o binefacere, să zicem așa. Stai puțin, anul 2020, l-am așteptat cumva ca fiind un an în care m-am repatriat, să zic așa. Și am avut destul de multe planuri, inclusiv să fac două expoziții, eventual o lansare, dar când am început să se contureze cumva prin la sfârșit de februarie, început de martie, când aveam așa niște răspunsuri vagi, s-a instaurat starea de urgență și de acolo toată nebunia. Și a rămas totul cumva așa în aer. Sunt planurile, dar așteptăm să se liniștească cât de cât apele și să preluăm încet, încet și, nu știu, cu grijă, fără grijă, viața de dinainte, dacă se poate spune așa. Acum depinde de diferiți factori, de la cei financiari până la cei, nu știu, medicali, să putem să ne reabilităm cumva. Cum te-ai adaptat la noua situație care a adus munca de la birou în casă? Cum ai jonglat cu activitățile, responsabilitățile de mămică și cu responsabilitățile unui adult cu job și termene limită? Eu, asta a fost partea cea mai grea și cea mai provocatoare, fiind și ocupată și cu școala online și școala online a fetei mele și grădinița pe WhatsApp și tot așa. A fost destul de greu să mă împart, dar până la urmă am manageriat cumva situația asta și am reușit într-o mare măsură să duc la bun sfârșit și școala online și grădinița de pe WhatsApp, pentru că nu puteam să fac concomitent două Ce activități. impresie ți-a dat școala online? Oh, școala online, nu știu, a fost așa un fel de talmeș-balmeș și un fel de furtună, un fel de, nu știu, formă fără fond, pentru că nu se poate învăța și preda. Pentru că una e învățarea la clasă, unde există competiția mutuală între colegi, unde există acel, nu știu, spirit de întreprindere, de a te simți important că ai dat un răspuns și una e să stai acasă unde ai acces la internet și dacă nu știi ceva, cauți pe Google sau te joci și aștepți să treacă cele 20 sau 30 de minute cu învățătoarea și să te duci să faci ceva în casă, pentru că afară nu se putea ieși, că venea poliția și te întreba de sănătate. Și cam asta a fost. Eu am făcut traducere, deci nu trebuia să lucrez propriu-zis online și să fiu prezentă. Traduceam ce aveam de tradus, trimiteam și îmi vedeam de restul. Primat cățelul, de a avut grijă de cei mici să nu dărâme casa și tot așa. Cum te orientezi atunci când cumperi cărți pentru copii? Știu că mulți părinți sunt înscriși pe diverse grupuri de Facebook, de unde comandă cărți, pornind de la recomandările altor persoane.
Găsești aceste grupuri utile, te inspiri de acolo sau poate din grupurile de la școală sau preferi să te orientezi singură? Pe grupurile de Facebook eu nu sunt. Sunt pe un singur grup de WhatsApp de la școală, care are sonorul tot timpul închis, pentru că se publică în prostie orice altceva în afară de școală. Din când în când mai ieși ceva util. Dar în mare parte mă orientez singură. Iau în considerare și bibliografia școlară. Dar mai sunt anumite aspecte pe care le iau eu în considerare în funcție de preferințele și nivelul celor mici. Și am găsit niște cărți de la Sitka Alaska foarte utile în limba germană și engleză, care au mini-povești sau povești clasice adaptate copiilor, de exemplu Cântecul Nibelungilor în varianta pentru copii, foarte frumos adaptat. Iar la final sunt anumite fișe de lectură prin care te obligă cumva să faci un brainstorming și să îți faci un fel de jurnal de lectură și să îți aduci propria contribuție pornind de la o idee de acolo, cum ai vedea tu situația, nu știu ce. Sau cărți de pe Elefant, de pe Libris, de la diferite edituri. Aș putea spune că am făcut foarte multe comenzi în perioada asta, mai multe ca de obicei, dar s-a meritat. Chiar voiam să te întreb cum ți-ai procurat cărți în ultima perioadă, dacă ești adepta cumpărăturilor online, dar și dacă preferi să citești în print sau ai apelat la cărțile electronice. Eu prefer să citesc în print. Fiind starea de urgență și fiind absolut tot închis, am fost nevoită să fac cumpărăturile online. După aia, când s-au deschis librăriile, am mai colindat așa prin librării și am mai procurat un alta. Dar în mare sunt adepta printului, deci. Și cum a fost să te întorci în librării după perioada asta de izolare? A fost așa, nu știu, parcă am fost într-o excursie într-un loc exotic, când uitasem cum arată o librărie, cum arată o carte, să te duci, să stai pe un scaun, să citești, să... Deci a fost chiar o reîntoarcere așa, nu știu, parcă dintr-un alt timp, nu venea să crezi, că s-au redeschis, că s-au... Ce ai citit în ultima perioadă? În ultima perioadă, obligată de situație, mai mult cărți pentru copii, pentru că le-am citit celor mici și am mai citit anumite studii, pentru că intenționez să, la anul sau, mă rog, să mă înscriu și la un doctorat și mai mult pe studii pe vizual, pe artă, pe arta limbajului. Literatură, din păcate, prea puțin am citit. Și nu pot spune că am dus la bun sfârșit o lectură sau un roman început. Mult succes! Mulțumesc! Ai avut cumva răgaz printre toate activitățile de zi cu zi să și scrii? Da, noaptea sau între anumite intervale orare în care am avut timp să respir și să stau eu cu mine și cu gândurile mele și să scriu ceva, nu despre pandemie, pentru că e un subiect care s-a super, nu știu, folosit și hiperbolizat și a pus presiune pe absolut toată lumea și nu știu dacă e chiar ok de scris la nesfârșit despre asta. Vrei să ne citești ceva? Da, stați că caut documentul unde e. E dintr-un viitor volum care se va concretiza cumva. Mișcă-te, e din ce în ce mai liber. Spune povești despre începuturi. Despre tine, o Euglena viridis, mica ființă unicelulară aflată la granița dintre plantă și om. Pentru a descrie o secvență ADN e nevoie de duplicarea moleculei. Desfacerea secvențelor de-a lungul timpului. Cu un salt către salvarea speciilor protejate, dincolo de ariile permise, par a fi un simplu martor ocular. Nu sunt fragil, nu există cicatrici vizibile. Totul poate fi ascuns sub teaca interioară. Un granulom de frică migrând pe subdermă, un recip de beton și coral de pluș protejat. În cele din urmă ar fi vorba strict despre luarea unei decizii.
un link superficial cu un click mai aproape de suprafețele dermei camuflate de la sine înțeles, fără cuvinte. Chiar și cel mai bun medicament are reacții adverse de la un corp la altul. În succesiunea corectă, cuvintele au o anumită direcție și nu ar mai fi nimic de ascuns. Orice altă direcție poate estompa o fisură, o alee goală, un sens inutil. Te rezum doar atât. La cât ar putea dura să ștergi ceva din trecut, din grila de programe dată. Răul nu a fost niciodată obligatoriu. În reabilitare voluntară, microexpresiile ascund o serie de gesturi ascunse. Când nu mai există altă ieșire, cuvintele sunt mai ferme și formează frică, pentru a scoate afară tot ceea ce pare de reciclat sau de aruncat. Stările duale, afectele contra cronometru. Stima de sine zdrobitoare, furnicile sub talpa unui copil de 4 ani alergând, apoi plângând și apoi cerând scuze și alergând din nou. Nu e atât de ușor cum s-ar putea crede. Asta e fragmentul pe care aș putea spune că e pe curat și nu e o ciornă sau... Mai sunt, dar sunt puse așa alandale. Mulțumesc. Dar se va concretiza cândva. Am să citim volumul. Ce crezi că ar fi putut face mai mult sau ce ar putea face de acum încolo librăriile sau editurile? Librăriile și editurile, ele însele nu știu ce ar putea face mare lucru dacă nu au acel sprijin de la Ministerul Culturii, de la, în primul rând, sprijinul financiar și sprijinul, mai mult decât sprijinul oamenilor, pentru că am senzația că sprijinul oamenilor îl au oricum. Dar dacă nu se insistă mai mult pe dimensiunea asta culturală, pe sprijinit editurile, vom ajunge, nu știu, să avem o editură, două, care publică manuale școlare și culegeri de vacanță și cam atât. Din păcate, dacă nu, cei de sus ar trebui să pună un pic mai mult preț pe aspectul ăsta. Da. Și noi suntem de acord. Da. Ai un buget anume pe care îl aloci anul, cărților, nu știu dacă pe lună sau poate manual? Cărți eu cumpăr tot timpul, lunar aș putea spune, câteodată cumpăr, nu știu, înainte de vacanța de vară, de Crăciun sau la începerea anului școlar, cumpăr cărți și școlare, dar și extrașcolare, cărți de lectură, cărți bilingve, trilingve și n-aș putea să spun că țin evidența unui buget în privința asta, pentru că mai merg și prin anticariate, sunt în piața, între piața Universității și piața Unirii, sunt câteva anticariate și unele sunt chiar cu cărți aduse din afară, din păcate sau din fericire, doar în limba engleză și sunt și cărți de artă, și cărți pentru copii, și cărți de activități și sunt noi, sunt din 2016-2017 și sunt aduse. Sau cărțile de la, cum spuneam mai devreme, de la Sitka Alaska și cărțile școlare și cărțile de povești și de activități și cărțile audio pe CD-uri, pentru că las tot timpul fondalul literar în casă. Se vorbește foarte mult în România despre faptul că majoritatea românilor nu cumpără și nu citește cărți. Chiar citeam pe un grup că 93% din români nu au cumpărat nici măcar o carte în 2019. Eu nu prea aș crede pe cuvânt pe cei care au făcut statistica asta, însă este adevărat, piața de carte în România este la pământ. Care este părerea ta cu privire la industria cărții? Ai trăit un timp și în afara României. Aș vrea să te întreb cum era viața literară de acolo. Scriitorii erau cumva puși sub lupa mass mediei, mai... sunt încă considerați mentori sau modele sociale?
Asta ce ai zis cu statistica cu 93, nu știu cât la sută nu cumpără cărți, sincer, nu o prea cred nici eu, pentru că cunosc foarte mulți oameni care cumpără constant cărți sau care își comandă online odată la o lună, două, trei, și este aproape imposibil ca un om să nu fi cumpărat măcar o carte în decursul anului 2019. Pentru că doar dacă luăm în considerare lecturile școlare, obligatorii, sunt obligatorii, deci cărțile trebuie cumpărate. Sau dacă un copil merge, nu știu, la un atelier de scriere creativă sau la un atelier de teatru sau un student sau cineva de la liceu sau așa, automat își cumpără o carte, două, trei. Chiar și cărțile care se vând la chioșcuri din, nu știu, din colecția Disney, tot carte se numește și văd, când mai ies pe stradă, văd destul de mulți oameni, bunici, părinți, bune, care chiar cumpără cărți și chiar și cartea cu ziarul, tot carte e și se cumpără. Aici e puțin, ca orice statistică, în România e Da. puțin mai mult umflată. Iar în afară, am stat în Elveția vreo 5 ani la Zurich și acolo vreau să spun că cea mai dezvoltată industrie a cărții e cea pentru copii. Se încurajează foarte mult lectura, să zicem, de la o vârstă fragedă. Sunt acele cărți senzoriale sau pop-up books sau tot felul de cărți prin care poți să-ți aduci și tu contribuția, sunt pagini libere pe care copiii pot să deseneze sau pot să lipească sau pot să confecționeze ceva și să atașeze. Sunt foarte multe ateliere de scriere creativă, de improvizație, de chiar stand-up comedy, pornind de la anumite poeme, copiii sunt lăsați după aia să facă și ei ceva. În rest, romanele sunt la mare căutare, dar mai mult cele așa semi-comerciale, să zic. Iar lecturile publice am văzut că sunt destul de răspândite și chiar au destul de mulți participanți și sunt promovate, afișe inclusiv în restaurante sau în cafenele sau în tramvai. În data de la librăria sau la cafeneaua tare, își lansează X romanul. Ce peste tot, vrând nevrând, e așa un stimul vizual care te determină să te duci măcar din curiozitate să vezi ce și cum. Da. Și eu cu... zic eu. Este, E într-adevăr. foarte promovat. Doar că la fel. Depinde de oraș, de exemplu, în sătucele de pe lângă Zurich sau așa, nu prea se întâmplă nimic. Se întâmplă în orașele, în câteva orașe mai. Bine, Zurich e și cabaretul Voltaire, sunt lecturi și acolo, sunt piese de teatru underground, se întâmplă multe acolo. Acum probabil nu, dar până la Acum probabil au trecut în mediul online, virtual, da. da. Am văzut că a fost o ofertă foarte mare de concerte, tururi vizuale ale virtuale, pardon, ale muzeelor, teatru online, chiar și lansări de cărți online. Ai fost atrasă de toate aceste oferte sau ai avut nevoie de o pauză de la mediul virtual? Inițial, da, pentru că mi-au lipsit foarte mult piesele de teatru, mi-a lipsit să merg la o lansare, mi-a lipsit să merg la o dezbatere, la muzeu. Da, a fost drăguț și interesant să, nu știu, să merg cu, mă plimb cu clicul prin Ermitaj sau așa, dar la un moment dat chiar nu mai e acel impuls, dispare, pentru că totul e vizual, nu mai e nimic palpabil, totul e în fața ecranului. Și nu mai e de aceeași actualitate și de aceeași intensitate să te motiveze, să te duci, să descoperi, să stai, să analizezi printre opere de artă, printre oameni, să auzi live și nu mediat de un ecran tot ce se întâmplă în jurul tău. E, nu știu, puțin forțat și trist și limitează cumva și libertatea de expresie dacă stai să-mi Da. foi puțin mai profund.
Sunt niște bariere greu de trecut. Și de trecut și de gestionat, pentru că și editurile sunt un impas, și artiștii, și aici vorbim și de actori, și de scriitori, și de coregrafi, de absolut toată lumea. Pentru că nu poți face un vernisaj de pictură online. Bine, îl poți face, dar nu are aceeași însemnătate și același impact ca și când ai fi față în față cu opera de artă, oricare ar fi. Da. O să sperăm că lucrurile vor reveni la normal sau ce va însemna normalul după această perioadă. Da. Ți-a fost greu să te readaptezi la viața din București? Eu în București n-am stat niciodată. Am trăit până la 18 ani în Botoșani, apoi am plecat la Iași și am stat până la vreo 25 de ani. Și m-am reîntors în București știindu-l așa pe fragmente. Și a fost așa un fel de provocare, dar a trecut cu bine și a început să-mi placă să trăiesc în București. Paradoxal. Dar e bine. Aș vrea să vorbim puțin despre proiectul surpriză pe care îl pregătești în colaborare cu CTPL, un proiect care include poemele lui Răzvan Trupa. Poți să ne spui mai multe despre corpul grafic, despre proiect în general? Inițial, proiectul ăsta a pornit de la ideea benzilor desenate și voiam cumva să fac un roman, volum grafic, dar mi-am dat seama că îl pot structura pe trei părți, și corpuri românești, corpuri raționale și copiși. A ieșit ca un fel de mozaic și vizual și poetic, pentru că nu am luat textul propriu zis, am luat diferite versuri din diferite poeme și le-am ansamblat în funcție de cadru grafic realizat. Le-am realizat în tuș negru, formatul e cel al benzilor desenate, dar nu respectă în totalitate structura compozită a benzilor. Am făcut-o așa un pic mai inovativă. Inițial a fost ideea unei cărți, apoi am vorbit cu Cristian și mi-a dat ideea, altă idee pe care o să o vedeți. Și în funcție de, pornind tot de la asta, am gândit și un fel de expoziție vizuală care va avea loc cândva, pentru că n-aș vrea să o fac online. E vorba de o coală de 10 metri lungime pe 60 parcă lățime, pornind la fel de la poemele vizuale și care sper, nu știu, la anul, peste 2 ani sau când se va putea să fie și vizitată această expoziție, nu doar accesată. La fel și ce va apărea, să putem să facem o lansare nu pe Zoom, să facem o lansare live și o lectură publică. E o idee minunată și chiar ne dorim să fie accesibilă mai multe persoane și să se desfășoare într-un mediu care să pună în valoare ceea ce munca depusă. Da, pentru că cred că se tinde să se meargă spre această direcție, nu doar eu am încercat să fac un melanj între ceea ce este poem și ceea ce este vizual, artă, indiferent. Și cred că se vor realiza proiecte importante după această pandemie, când toată lumea a avut timp, sau a fost presată, sau a avut răgaz să gândească un concept puțin mai inovativ sau, nu știu. Da, poate mai multă lume a fost stimulată de pauza asta pe care vrând nevrând am luat-o de la viața în afara casei. Da, în afara sau mai mult în interiorul casei, depinde.
Îți mulțumim că ai fost alături de noi și îți dorim mult succes. Mulțumesc și pentru invitație. Abia așteptăm să vedem viitoarele proiecte și să ne auzim cu bine la Zoom pe literatura română. Exact. Și cele bune.